a încercat să transmită fiului în pușcărie un colet cu bomboane și cu droguri. Vorbim despre o femeie de 59 de ani din capitală care riscă acum să fie cercetată penal. S-a întâmplat în penitenciarul numărul 13 din Chișinău, în timpul verificării de rutină. Gardienii au găsit mai multe pachetele suspecte care conțineau substanțe de culoare maronie, asemănătoare cu heroina. Drogurile erau destinate unui deținut în vârstă de 36 de ani. Cazul este investigat de Inspectoratul de Poliție din sectorul Centru. Dacă va fi demonstrată vinovăția femeii, aceasta riscă până la 3 ani de pușcărie.